Deputatul PNL Ștefan Alexandru Băișoanu a declarat că negocierile purtate la vârful USL ar trebui să fie respectate și să aibă un final corect. USL a fost creat pentru ca românii să vadă România guvernată, pentru ca românii să vadă în sfârșit o echipă puternică formată din oameni inteligenți, din oameni care își doresc să-și sacrifice timpul, forța și munca în interesul acestei țărișoare. În realitate, după ce au votat demnitate, primesc trădări de cabinet. Stau și mă întreb cât va mai rezista acest popor votând una albă și imaculată și primind o cenușăreasă. Liderul PNL de Suceava susține că PSD a aruncat în aer PPDD-ul, după care i-a preluat parlamentarii. În acest context, unii dintre socialdemocrați și-au făcut calcule aritmetice și au ajuns la concluzia că nu mai au nevoie de PNL la guvernare. Grupul celor care consideră că PSD poate guverna singur ar fi condus de vicepremierul Liviu Dragnea, despre care Băișanu spune că ar semăna izbitor cu Vyacheslav Molotov, fost prim-ministru al Rusiei, faimosul semnatar din partea sovietică al pactului de neagresiune sovietic german din 1939. Domnul Dragnea, care seamănă foarte bine cu Molotov, Vyacheslav Molotov, fostul ministru de externe stalinist, care a făcut, a împărțit și a dus lupte politice majore, care au schimbat cursul întregii lumi. Și am să vă arăt două fotografii a domnului Dragnea și a domnului Molotov. Seamănă nu numai ca acțiune, ci și ca fizic. Și îl salut pe domnul Dragnea sau pe domnul Molotov. Acum nu mai știu pe care dintre ei. Și îi spun că Molotovul ca exploziv a fost folosit în războaie mondiale, nu în relația dintre parteneri. Deputatul Alexandru Băișanu a precizat că PSD ar vrea să înlocuiască la guvernare un partid de 25% cu alte două formațiuni care abia ating pragul de 2%. În acest context, liderul PC, Daniel Constantin, nu ar merita să ocupe un post de vicepremier în actuala guvernare. Dacă mă întrebați pe mine dacă domnul Daniel Constantin merită denumirea de vicelider, am să vă spun că la 2% poți fi viceprimar la marginea dacă ai făcut un joc politic acolo și ți-ai cumpărat voturile consilierilor din comună. Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu a ținut să precizeze că declarațiile făcute sunt pe de o parte politice și pe de altă parte în nume propriu.